Bună seara! Caras a convocat haiducii pentru meciul cu Anglia, fără mari schimbări la Naționala Moldovei de fotbal. Selecționerul Ion Caras a anunțat lotul lărgit al Naționalei pentru partida cu Anglia din preliminariile Campionatului Mondial 2014, care va avea loc la 7 septembrie la Chișinău cu începerea de la ora 21:45. Caras nu a convocat doi fotbaliști în comparație cu ultimul meci al tricolorilor, amicalul cu Albania. În schimb, la lot au revenit alți doi jucători, iar unul a fost chemat în premieră. Antrenorul Naționalei Moldovei Ion Caras a ales jucătorii pentru partida cu Anglia din preliminariile Campionatului Mondial 2014. Selecționerul nu a convocat doi fotbaliști în comparație cu ultimul meci al tricolorilor, amicalul cu Albania. Este vorba de Ion Jardan și Radu Catan. În schimb, la lot au revenit doi jucători, Nicolae Orlovski și Sergei Alexeev, iar Anatolie Boieștean a fost convocat în premieră. Lotul lărgit al Moldovei este format din 32 de fotbaliști, dintre care 18 reprezintă cluburi de peste hotare, 12 tricolori echipe din campionatul autohton, iar 2 sunt fără club. Partida Moldova-Anglia din preliminariile Campionatului Mondial 2014 va avea loc la 7 septembrie la Chișinău cu începere de la ora 21:45. Biletele costă între 70 și 250 de lei și vor fi scoase în vânzare sâmbătă 1 septembrie cu începere de la ora 10:30. 400.000 de oameni au fost cu ochii pe Șerif. În timp ce fotbalul pentru televiziunile din Moldova nu este o prioritate, în Franța acesta este foarte solicitat. Aproximativ 400.000 de telespectatori au vizionat partida Șerif-Tiraspol-Olympique de Marseille, scor 2-1 din meciul tur al play-off-ului Ligii Europa. Partida a fost transmisă de Canal Plus Sport, iar datele au fost publicate pe site-ul oficial al echipei franceze. Șerif a pierdut la Tiraspol în fața la aproximativ 12.000 de spectatori în fața lui Olympique de Marseille, scor 1-2 în meciul tur din play-off-ul Ligii Europa. Partida retur dintre Olympique de Marseille și Șerif va avea loc joi 30 august în Franța. Biletele costă între 155 de lei și 545 de lei. Ambele formații s-au impus în meciurile din campionat cu același scor, 1-0. Șerif a trecut în deplasare de Olimpia prin golul lui Dadu, iar Olympique de Marseille s-a impus pe terenul lui Montpellier prin golul lui Gignac. Derby de foc în România. Formația internaționalului moldovean Denis Meu FC Vaslui s-a impus pe teren propriu în fața lui Steaua București, scor 3-1, într-o partidă din etapa 6-a din Liga 1. Zmeu știe de ce a câștigat echipa patronată de Porumboiu. A avut-o ca talisman pe prietena sa, Victoria Buduluța. Steaua București a deschis scorul în minutul 51 prin Kipciu. Lingur mingea, îți bate șut și gol! 1-0 pentru Steaua, minutul 51. Peste 8 minute, FC Vaslui a egalat prin Celeban. Acel prim plan, o centrare pură și este gol! Gol pentru FC Vaslui. Gazdele au condus cu 2-1 în minutul 83 prin Sân Mărtean. Geanu, Sân Mărtean, cu o minge care intră în poartă. Uluitor gol marcat de Laurențiu Sân Mărtean. Peste 5 minute, fostul jucător al lui Dinamo București, Marius Niculae, a stabilit rezultatul final, 3-1 pentru FC Vaslui. Partide foarte complicate, încă un șut și încă un gol primit de nefericitul Stanca în această seară. Prima oară când joc din postura de jucător a Vazluiului și nu al lui Dinamo, contra Stelei, o rivală de-a mea de mic copil. Mă bucur că am marcat și așa m-am închis gura și contestatarilor mei care am avut până să vin aici, aceea că nu mi-au apărat corect șansele, ceea ce nu e adevărat. Sper că le-am dat o palmă și să-și ceară scuze. Acum, după la final, suntem fericiți, logic, nu? Având în vedere că am fost conduși, am reușit să întoarcem rezultatul și ne menținem acolo în lupta pentru titlu, ceea ce a fost și obiectivul nostru încă de la începutul meciului. Este păcat că am reușit să pierdem un meci pe care l-am controlat. Frustrant pentru că am reușit să ne batem singuri. Am obținut 3 puncte foarte, foarte mari în fața unei echipe foarte bune. Steaua numai că are, mă rog, să spun gloria pe care o are, dar are acum o echipă foarte bună și cred că jocul a fost astăzi stabilit și fără să supere nimeni la Steaua pe mine, e doar o părere, portarea stabilită astăzi, învingătoare. Vaslui n-a pierdut și nu va pierde niciodată când plouă. Toate cotidienele
inclusiv oamenii care nu prea mă iubesc pe aici pe la Vaslui, încântau prohodul și credeau că în etapa 6-a și mă dică mă iau ușor pe la Bârlad și mă duc spre București. Iată că Dumnezeu a fost cu noi. Dumnezeu a fost cu echipa mai bine pregătită, Dumnezeu a fost cu echipa care a demonstrat că astăzi joacă fotbal. Dedic această victorie domnului, în primul rând domnului Ștucan, care tot timpul a avut impresia că eu sunt umblătuitor. Păi așteptam niște felicitări de la dumneavoastră că am reușit să fac două schimbări foarte inspirate, cred că și din modulul 4-2-3-1 am trecut la 4-4-2 și am riscat. Că mie, cum zic, că alții îmi plac pariurile, jocurile de noroc și am pus pe roșu și a ieșit roșu, a ieșit negru. Am avut o discuție cu domnul Porumboiu, tot staff-ul, și la momentul respectiv mi s-a spus că va trebui să câștigăm meciul cu Steaua, fiindcă altfel nu mai poate să mai facă investiții în continuare la acest nivel. Ce, publicul? Prima repriză, nu mai știu ce mi-au auzit urechile. A 3-1. Așa e lumea, lumea exigentă. În momentul în care câștigi, te aplaudă, în momentul în care pierzi. Eu nu mă supă. Este o primă care nu m-am întâlnit în viața mea. Deci este un om darnic. Pot să vă spun că este un om darnic. Un om care merită respect din punctul ăsta de vedere. Echipa Pandurii Târgu Jiu este lider în România. Steaua ocupă locul 2, Dinamo, FC Vaslui și Astra împart pozițiile 3, 4 și respectiv 5. You know I'm going to lose, the gambling's for fools, but that's the way I like it, baby, I don't want to live.